Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Probabil că cei mai mulți oameni, când trebuie să plece de acasă, doar se îmbracă și ies pe ușă. Ei bine, pentru mine e un proces mai complex de atât. Pentru a arăta și a mă simți bine, fac aceste 7 lucruri de fiecare dată când părăsesc locuința și cred că toată lumea ar trebui să le facă și am să spun imediat de ce. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru pe care ar trebui să-l faci atunci când ieși din casă este să verifici cum e vremea. De câte ori nu ți s-a întâmplat să te fi îmbrăcat mult prea subțire și afară să fie vânt și ger, deși tu ai văzut pe fereastră că e soare. Sau invers, să iei un hanorac prea gros și afară să fie 30 de grade. Sincer, mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori chestia asta și ca să o previn, verific vremea în două moduri. Primul mod este să ies pe fereastră și să simt temperatura pe pielea mea, pentru că înainte doar mă uitam pe fereastră, vedeam că e soare și ziceam, a, e cald, deși afară erau minus 20 de grade. Iar al doilea mod este să mă uit la aplicațiile pentru vreme de pe telefon. Sigur ai în telefonul tău o aplicație care spune cum e vremea pe toată săptămâna. De asemenea, aplicațiile de prognoză meteo te ajută să fii mai precaut, pentru că acum când vrei să ieși afară, poate nu e niciun nor pe cer, dar mai târziu s-ar putea să plouă cu găleata. Deși aplicațiile de genul nu sunt întotdeauna precise, e mai bine să fii precaut și să ții umbrela cu tine, pentru că altfel e posibil să te întorci fleașcă. Al doilea lucru pe care îl fac înainte să plec de acasă și te sfătuiesc și pe tine să-l faci este să îți calci hainele. Nu pleca niciodată cu hainele doar scoase din dulap, necălcate și funate, pentru că arată oribil. Dacă ți-e lene să folosești fierul de călcat tradițional, te înțeleg, pentru că și mie mi-e la fel de lene, dar am două soluții mult mai bune pentru tine. Prima este să folosești un fier de călcat cu aburi, e mult mai ușor de folosit. Tot ce trebuie să faci este să pui ce vrei să calci pe un umeraș, să-l agăți de cuier sau de ușa dulapului și tragi de jos în sus cu aburi. Iar a doua soluție este una foarte simplă, mai puțin costisitoare și e perfectă atunci când te grăbești, și anume iei un pulverizator, îl umpli cu apă, pulverizezi pe haine și tragi în jos cu palma. Dacă apa e caldă, funcționează chiar mai bine, pentru că apa caldă înmoaie hainele și ți-e mai ușor să le tragi în jos ca să scapi de cute. Așadar, nu există scuze să pleci cu hainele necălcate de acasă. Al treilea lucru pe care trebuie să-l faci înainte să ieși pe ușă este să folosești o pudră pentru corp între picioare. Vine vara, vine căldura și asta înseamnă transpirație și mâncărimi unde îți dorești cel mai puțin. Cel mai rău loc unde poți să transpiri este între picioare, pentru că transpirația înseamnă mâncărime și să te scarpini în zona aia, să zic așa, nu dă bine în poze. Ca să scapi de transpirație, de mâncărime și să eviți scărpinatul în acea zonă, folosește o pudră de corp care absorbe transpirație. De exemplu, poți cumpăra una de pe EMAG, ca aceasta de la Borotalco sau de la orice alt brand și ești bine. Al patrulea lucru pe care să-l faci înainte să pleci de acasă este să iei guma de mestecat cu tine. Personal, mă enervează când îmi rămân resturi de mâncare printre dinți, pentru că trebuie să dau cu limba până le scot. Iar după ce mănânci, respirația ta nu mai e proaspătă și chiar dacă porți mască, poate ajunge la nasul celorlalți. Guma de mestecat rezolvă ambele probleme, de aceea nu plec niciodată fără ea de acasă. Al cincelea lucru este să nu pleci cu pantofii murdari sau prăfuiți de acasă. Pentru pantofii închiși la culoare folosesc un burete de pantofi, iar pentru cei deschiși folosesc un șervețel umed. De asemenea, dacă vrei să te duci la cineva acasă în zilele călduroase și nu vrei să îți miroase picioarele, există niște spray-uri speciale antitranspirație pe care să le pulverizezi în interiorul încălțărilor înainte să le pui în picioare. Al șaselea lucru pe care să-l faci înainte să pleci de acasă este să te dai cu parfum. Să mă dau cu parfum e un lucru care mi-a intrat în reflex cu mult înainte să înceapă pandemia și e adevărat că importanța parfumului nu mai e atât de mare din moment ce porți mască și prin ea nu prea se simte. Dar să fim sinceri, nu purtăm masca chiar în fiecare secundă. Te mai duci la o terasă, mai bei, mai mănânci ceva și atunci se simte mirosul. De aceea te sfătuiesc să te parfumezi de fiecare dată când pleci de acasă și nu vă faceți griji, știu că am promis că o să fac un video cu parfumuri, dar va veni la momentul potrivit. Și în final, al șaptelea lucru pe care să-l faci după ce l-ai făcut pe restul 6 este să te uiți în oglindă. Trebuie să te uiți în oglindă de fiecare dată înainte să pleci de acasă din două motive. Primul, ca să te admiri și să vezi cât de frumos ești, și al doilea, ca să vezi dacă nu cumva ai vreo ață care atârnă pe la spate sau vreo pată de mâncare pe care nu ai observat-o. Așadar, acestea au fost cele 7 lucruri pe care eu le fac înainte să plec de acasă. Vreau să-mi spui în comentarii dacă tu faci ceva diferit. Da, oamenii, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la EdiAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spus,
Eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!